Salut toată lumea, sunt Ale și bine v-am găsit la un nou episod din GTA 5. Astăzi aici alături de Manole și de George. Și salut. Guys, în episodul de astăzi avem de furat o mașină. Bine, cred că o să furăm 2-3 mașini, pentru că vreau să fac și o rost de bani să cumpăr și o mașinile alea noi de nou update. Știu că n-am făcut videoclipuri cu noul update. Da, de câte vedeți am $204. Ce videoclipuri să fac cu noul update? Că eu n-am bani să cumpăr nimic, doar Manole are bani, atât. Și nu poate să ne dea și nouă mașini la magazin. Așadar, în episodul de astăzi furăm niște bani să facem și noi rost de... Furăm niște bani, furăm niște mașini, da. Să faci și rost de niște bani. George, unde ai rămas, mă? Ai un spate puțin. Așa? Așa se face backflip. Mama, am rămas fără bară pe spate. La mine, în bară pe față. Am dat rost la Q7. Bravo, bă, Manole. Rampan. Conduc bine. Hai, bă, să mă dau și peste cap. Să te dai peste cap? Mă învârt. Bravo, bă, Manole. Bă, arată mai mișto mașina mea așa, vezi că... E mai low ride. Uite curbă periculoasă ce e aici. Hai că curbă periculoasă. Că curbă. Bă, Manole, știi ce era mișto? Să fi avut un sticky piston pe bare, să-mi fi căzut bara cu sticky pistonul. Hai, nu știu, n-ai avut. Păi n-am avut, că am verificat înainte, când am ieșit din office, înainte să mă urc mașină. M-am uitat. Păi bune, întreabă George că m-am uitat puțin pe lângă mașină. Să văd dacă am vreun sticky piston, că am prieteni handicapați. Ia uite-l. Băi! N-am văzut curba asta. Hai că n-am, păi... Aba, George, mai vii, mă, știu? Da, da. Salut, băieți! Ce faceți? Sunteți bine, sănătoși? Cum sunteți? Dă-te, mă, la o... Bă, lasă-mă în pace. Uite, a, ăsta era... Ia, vezi, mă, e cheia. Ăsta era... Bă, l-am nimerit fix pe ăsta cu cheia. Vezi, bă, ia uite-l pe ăsta unde era, bă. Unde era, mă? Uite-l, bă. Ia uite-l aici deasupra. Vezi că mai e unul. Mai e unul. Du-te, bate-l tu. George, ce faci? Abia cu ai ajuns? Nu, am ajutat aici. A, da? Ia uite ce mașină, bă. Bă, unde-ți mașina, Mali? Mașina mea? În spate, tu nu vezi? Ia uite ce mașină am avut de luat, bă. Hai, George, dă-te că eu nu trebuie să o lovesc. Da, mi se pare că nu avem mașină acolo în warehouse, nu? Nu, nu, n-am mașină la warehouse. Da, păi n-am cumpărat. Avem mașină la warehouse. Mai avem 3 de vândut, gen. Dar să mai furăm câteva, poate mai împică și mie una de... De ce am zis, mă, George? De max range. Păi da, bă, dar credeam că te referi la d-alea să pot să le folosesc. Gen, d-alea n-am. Că poți să ai mașină la warehouse ca să... Când ieși din office să faci misiune, să iei mașină de-aia. Voi ați văzut, mă, că ne-a dat culoare roșie? Da, am văzut. Nu e roșie, e un... Bă, e ăla cu helicopterul. Ba, da, e roșu. Bă, țineți-mă. Că eu nu trebuie să... Bă, uite-mă cum iese altul de pe stradă și de mine. Bă, cum o să ieși așa de pe stradă? Ia uite-l și pe ăsta. Bă, aveți prioritate de dreapta, bă, nebunilor. Aveți stop. A, bă, că i-am murit eu pe ăștia cu elicopterul. Păi ocupă-te de ei. Păi acum turbo diesel, dacă nu se bagă ăsta în fața mea. A, bă, bă, uite altul cu elicopterul. Ia uite, bă, mai am de mers încă 1400. Am crezut că gata, asta aici aproape, nici nu m-am uitat. N-am ieșit noi de la de magazin și dacă n-ai și un noroc să iei de-alea. Păi, da, eu aia cam caut. Una de aia, că pe aia le vând și scump. Da, păi da, lejere. Acum am numai de astea de mid și low range. De-aia poate ne-o pica și nouă una de max range în episodul ăsta. Hai că mergem și mai luăm una după asta. Și după aia mergem să vinem câte 3, dacă toți suntem 3 gen. Opa, a, mai în față, mai în față. Da, ia vezi ce bine stă pe curbe asta. N-ai văzut așa ceva. Vezi că stă bine pe curbe. Bun, o mașină livrat. Bun, luăm și a doua mașină acum. Ia să vedem. Sper să ne dea un... Bă, activ... A, sunt două organizații. Sper să ne dea și un top range sau ceva, o mașină. A, top range, uite. A, vehicle 811, cred că mai am una de asta, mă. Regal. Mi se pare că mai am una de asta, mă. Iau pe aia 100.000, nu iau mult. Nu iau 200.000 cum luam pe alea. Ai, până la urmă ne mulțumim cu ce avem, știi vorba aia, știi? Nemulțumitul îi se ia darul. Bă, frumoasă e, bă. Măcar ne-a dat un top range. Ce e frumoasă, mă, mașina aia ta? Da. Mi se pare prea lată pe drum. Nu mai am alta. A, asta audio ăsta. Asta e din astea noi sau e restrain? Ia la noi. Trebuia roțile pe spate, scoasem puțin mai afară, adică am îndut toate roțile. Da, adevărat. Hai că e aproape asta. Păi știi, pământ. Da, mă, roțile. Deci la mașina asta roțile sunt urâte rău, sunt mici, tu vezi? Sunt prea mici pentru mașină. Sunt băgate înăuntru. Da, nu, sunt și ele mici, nu sunt așa late, dacă te uiți. Cel puțin asta e părerea mea. Și da, sunt băgate și înăuntru. Așa nu e așa puturoasă. Nu mai e clanțona. Hai, bă, George, vii tu. Mamă, ce le ai? Bă, ce-i dat cu ăla? Mamă, ce-a dat cu ăla, bă? A murit. Cine m-a omorât, mă? Păi nu, că poate să continue misiunea. De ce? Aia, da, am furat-o. O luași? Da. Aia, că deja are... Mamă, e nouă. Bă, scoate-o poarta, bă. A, nu am pasta, stai că pasta nu am, e nouă, ia-mă și pe mine.
Bravo, bă, Manole. Nu s-a pus la reparații. Nu s-a pus? Hai că... Mă, bă, zi mă că trebuie. Bă, dai... n-aș știu că l-a dat în mine, mă. Îmi dai pagubă totală, bă. Bă, mă, îți dai seama, 2800, câți bani? Bă, păi la banii mei eu n-am banii ăștia, am 200 de mii, ești nebun? Eu banii ăștia îi simt. Are frâne mașina asta, eu nu-i simt. Păi știu că tu nu-i simți, că tu ai avut hacker înainte pe cont. Aș din gură, nu-i știu lumea. Acum 5 ani. Dreapta. Nu, zic că am avut lag. Hai că a luat-o pe dreapta. Dă-te mă la o parte! Cred că te duce el până la prima. Băi, 5.000! Nu pac! Băi! S-a pus, ia uite. 5.000! Păi da, fel, ia geam. Nu s-a dat, fii atent. Nu! Mamă, chiar n-am vrut să dau. Hai bă, că ești bulangiu deja. Mă jur că n-am vrut să dau. Da, mi-a zis înainte, fix în asta dau. Știi că, mă jur că n-am vrut să dau. Am pus frâne pe bordură și m-a... Da, 6. Ia, e vina mea, nu că se bagă la fata mea. Hai, zi acum că e vina mea. Bă, da, mai trage și ăla cu elicopterul. Bă, da, hai, zi acum că e vina mea. Dă-mă, măcar lăsă-mă pe mine să conduc, să mă strip, e pe banii mei, gen. Ia uite-l. Dă, să-ți gândi și de gardul ăla, că n-are loc, că el trebuie să... Tași, el trebuie prost, să intre în garaj full speed. Mă, mai enerva. A, tot eu te enervez pe tine. Scuze-mă pe mine, domnule. Vă rog frumos să mă iertați, ok? Hai să vedem următoarea mașină, search vehicle. Bă, nu, că nu, păi nu pot să iau elicopterul. Ce? Păi gen, elicopterul pot să-l iau în misiune. A, da, bă. Vehicle verlierer. Sau? Ia stați așa că dau să mă scoată sus pe acoperiș. Păi te ia de pe tine. Păi da, și după cobor eu cu elicopterul. Se bubuie ăla. Ce? Se bubuie ăla. Nu e că cobor și eu puțin mai departe. Bine, cobor unde pot, că eu nu pot să pilotez elicopterul, că n-am pedul de unde era să zic pictez. De unde controlez elicopterul, eu am astea de filmat. Dar nici am nu cred. Am studentul, hai ies de acolo. Păi eu sunt sus pe roof. Dar nu cred că am elicopter. Da. O iau până auzul, până office. Unde-i mașina? Păi stai mă, că mie mi-apară mai mult... Dar de ce mi apar și alte case? Ia, sunt... ce sunt astea? Ah, da, niște case. Ah, Friends Clubhouse. Friends Clubhouse, Friends Garage. Friends Nightclub. Bă, aveți nightclub, mă? În Torino, da, am eu. Hai, că avem de mers 3.000, suntem cu insurgentul. Nici șanse n-avem să luăm mașina asta. Aha, uite. Da, îl văd, e elicopter. E Hydra. Nu, e, tu nu vezi că e ăla, e cu căruțul ăla? E elicopterul de poliție ăla. Bă, uite-l mă că e cu motorul ăla, uite-te cu pe deasupra noastră, e cu motocicleta aia zburătoare. Nu e Hydra, uite-l. Nu-l vezi pe hartă, dar-l vezi pe uite, e cu motocicleta aia zburătoare. Doamne, ferește așa ceva, bă. Copil, bă, n-ai, nu poți mă să faci nimic de ei, mă. N-am cum să-l iau. Păi nu, că dacă mergem la mașină ne bubuie instant. Ia uite mă, uitam după ce am dat în șanță. George, noi, hai, vrem la, ia, mă. Hai la mașină. Hai, pune checkpoint. E aici lângă, la aproape, stai așa. Ia uite, a plecat ăsta cu mașina, mă? Ți-am pus, mă. Am intrat în foca prostă. Ia vezi, nu poți să dai Ghost Organization? Păi stai așa să mă uit, nu cred, mai ales dacă suntem o misiune deja. Așa noastră ia de merge în fața da, noastră. Da, hai că am dat Ghost Organization, da, avem, avem 3 minute, hai. Mi-a luat 12. Luați-mă, eu n-am cu ce să vin la voi. Păi și noi îl alergăm pe asta cu mașina, suntem cu insurgentul și el merge mai repede cu noi. Mamă. Dă-i George-i. Pe blană, nu vezi că este fumul din el. Mai trage și poliția. Eu am tras în el. Trage poliția. Nu trăgeam noi, poliția era după el. Dar nu vezi că am 3 stele? Păi da, că am tras eu acum în el. Ia uite-l ce... Le schive faci. Da, bă, cred că o să dau damage la mașină, dar... Nu, George, nu! Gata. Mamă, ce asta. Are damage, că n-ai trecut insurgentul în ea. Da, am văzut. Bă, m-a omorât poliția, mă! Îi mai spregea și geamul. M-a omorât poliția! M-a luat poliția, mă, ce fuge mașina asta? Am putea ca tu să fii încă vizibil. Nu, da, nu sunt vizibil. Dacă am dat Ghost, pentru ce am dat 12.000? Să fii organizație Ghost gen când te plin tu parte. Dar așa în misiune s-ar putea să arate pe tine. Da, dacă ai mașină și să vină băieții să te... Doamne ajută să vin... Mamă, ce i-am făcut la mașina asta. Bă, polițiștii sunt prea așa. Prea asta e fața. Câte 3. Hai că n-am așa multe. Până la 5 mai am. Dar am avut mai devreme 5. Dar prea-mi taie fața. Gata, hai că nu suspună ăla lângă mine. Că eu am ajuns deja aici. Bun, hai să las și mașina. Gata,
Am lăsat-o. Acum trebuie să venim toți acolo, nu? Da, trebuie să intrați toți în garaj cu mine aici. Acum. Bun, bun, deci am așa două de top range, dar trebuie să intrați voi ca să pot să le dau de astea. A intrat acum. Și tu? Ia asta pe care am luat-o top range, tot 100 de mii. Hai mă, ați intrat? Da, mă, domn. Bine, hai că îi dau acum. Ha, bagă-mă pe laptop. Bun. Deci am așa asta, asta și încă una mai am nevoie. So, asta oare cât costă? De nu? Top range, ai Zentornul și cu asta lantă. Nu, Zentornul nu e de top. Nu? 105. Păi e că atunci că o duc pe asta, nu, hai că o duc pe asta că am văzut pe care am adus-o. Am să vezi acum cum se vină ăștia după noi. Da. 262.000. 262.000, dintre care 52.000 în ea, îmi ia deci 210.000. Hai, tunați-le repede. Bun, hai. Mamă. La 3.000 suntem. Nu unde m-a dat pe mine. Hai să mergem repede. Sper să nu mai avem de-a face cu nimeni, că vreau să vând mașinile astea, să iau și o bănuții de pe ele. Eu am dat pe dreapta aici. Păi tu ai luat-o pe o parte, la altă. Cât ai de mers? 3.000 aproximativ? 2.050. Aia e tot acolo unde avem și noi. Hai! Hai băiți, hai să ne mișcăm repede. Să ducem mașinile astea. Că vedeți să nu le loviți, vă rog. Că... Încercăm. 262.000 jumate. Da, atâta eu. Doar sper să nu facă unul stânga față pe autostradă. Nu-ți face nimeni stânga față pe autostradă. E, nu. Mai aveți voi. O milă jumate. Păi nu cred că intrăm pe autostradă. Pe autostradă am venit. Nu, eu n-am intrat pe autostradă, eu am luat-o până oraș. Tu, George, pe unde ai luat-o? Luat-o până oraș. A, avem toți în același loc, numai că m-am luat-o pe partea altă. Am scos o parte de că acolo m-a dat pe mine. Da. A fost să mă întorc. Am sunt spatele vostru și eu. A, trebuie aici, pe Richmond să le aducem. Ce mișto e mașina asta. Opa, opa. Care o legi mașina? Eu. Prost. Am zis și eu că ia curba ca lumea. De unde? Că trebuia să pun frână, să încetinesc. Hai, n-ar nici că și tu mi-ai lovit o mașină. Da, 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 și dacă o roveam eu, gata, să reveam eu gura. Normal, așa o lovesc pe banii mei. A, da, ia să-i dau una tare acum asta. Ia de George, te-i dau una totală. Nu-i da, bă. George, dar tu câți bani ai adevărat în joc, pe jocul acesta? Nu știu, nu mă uit acum. Un milion? Două milioane jumate are George. Păi la cât a strâns George? Nu știu dacă mai am un milion. Hai să din fața mea, George. Da, George, eu sunt primul. Vede că așa, conduci bine, băi, George. Conduci bine. Conduc ușor, ca să nu... Te-am ajuns din urmă. Dă-i, mă, că nu-ți banii tăi! Pe tocmai de-aia, asta e motiv să nu-i dai. Dă-i, mă, că nu-ți banii tăi, n-auzi. Hai că eu am adus-o pe asta. Așa, George, stiu, e prima la stânga. Gata, i-am dat cheile lui nenea ăsta și a plecat cu ea. Mamă, gata, că e mișto. Trebuie să iau scările alea. Vezi că e mișto mașina asta pe care... George, aici am un păscăr care e casă șmecheră. Gata, mă. Mi-au venit și mie bănuții. Și da, mă, băieți, fete, că am zis cu ați de episod. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați la butonul de like și nu ziceți când ați zis de la viitoare. Ceau!